Salutare tuturor! Astăzi jucăm Passepartout, jocul în care trebuie să fii foarte creativ, iar eu sunt YouTuber, am creativitatea în sânge, frate, odată m-am dus și am donat sânge și celui căruia i-am donat sânge a început să aibă apucături de Rembrandt și de Picasso și de Da Vinci, da, 100%. Apăsați butonul de like în acest moment și dacă nu sunteți abonați la șmecherul meu canal de YouTube, faceți-o fix în acest moment. Și v-am întrebat pe Instagram dacă aveți niște idei de ce, Dumnezeule mare, aș putea desena în acest joc. Am selectat o idee, dar am și eu niște idei foarte originale, așa că astăzi le vom pune în practică. Și fiți atenți, când o să desenăm, o să apăs butonul ăsta ca să fie asta de desen mai mare, să arate mai frumos. Sunt un YouTuber de calitate. Să sperăm. Bun, sugestia pe care am selectat-o este de la Bălan Cristina, care zice: un castor cu pălărie de cowboy. Cristina vrea să desenez un castor cu pălărie de cowboy. Bă, cum Dumnezeule mare desenez un castor cu pălărie de cowboy? Ok, deci castorul are dinți mari în față, toată lumea știe, bun. Deci o să începem foarte frumos cu background-ul, care o să fie, uite așa, uite așa. Deci castorii fac diguri pe apă, le facem niște apă, niște iarbă, da, niște iarbă, un cer trebuie să fie cer, nu se poate fără cer. Păi băi, dacă nu ar fi cerul, nu ar fi nici pământul, toată lumea știe. Bun, uite așa. După care trebuie să-i facem niște copaci, că castorii mănâncă copaci. Ce ar face castorul ăsta dacă n-ar fi copaci? Ar crăpa de foame, n-ar fi ok. Bun, frunze la copaci. E un copac mai special ăla, ăsta la fel. Putem să lăsăm așa, uite, niște goluri și să fie imperfect desenat, pentru că perfecțiunea este găsită de cele mai multe ori în imperfecțiune, toată lumea știe. Bun, deci acilia e apă, dar o să fiu sincer cu voi, albastru ăsta nu prea-mi place pentru apă, așa că hai să-l facem mai albastru. Folosim un albastru mai albastru decât albastru dinainte. Pam, pam. Bun, deci trebuie să desenăm un castor cu pălărie de cowboy. Bă, castorii sunt maro, toată lumea știe. Oh, castorii au coada aia, dă zici că e vafă. Da, 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 100%. Deci fiți atenți, o să începem cu coada și o să-i facem o coadă. Cam așa. Castorul ăsta o să stea pe apă, știi? E castor de apă. Sunt destul de sigur că toți castorii sunt de apă. Există castori care nu au treabă cu apa? Păi ce mai fac castorii cu viața lor dacă nu fac diguri? Toată lumea știe că castorii fac diguri. He, ce îmi place să fac câte o cacofonie în mod ironic. Deci castorul are ditamai codălău, iar aici este corpul. Ok, aici sunt picioarele. Ok, ăla nu arată a picior de castor. Ai primit ce facturi? Nu mă interesează. Asta e că voi nu puteți să vedeți că... Da, nu mai contează atunci. Da, mă, aparent pe jocul ăsta ai și facturi, mă, trebuie să plătești facturi. Bă, ce Dumnezeule mare, bă, nici în jocuri nu scapi, mă. Ce mai urmează? Impozite? Taxe pe venit? Trebuie să completezi declarații în jocuri? Pentru banii pe care îi furi când farmezi? Și spargi metine? Ce? Oh my god, 275! Ia uite, uite cât costă, 275! A, lasă că nu contează, am 13.000 de bănuți. Bun. Deci, ce vreau să fac acum? Capul, da? Nu știu cum să vă zic. Băi, nu știu unde mai băgăm și capul. Ok, uite, aici o să-i fie capul. Perfect, perfect, mamă, l-am făcut cam în stânga, dar n-are importanță. Bun, deci am zis eu că aici o să fie capul. Deci, hai să facem castorul ăsta maro. Castorii sunt maro. Am văzut eu odată unul într-o reclamă la pasta de dinți, știi, și era cam maro. Foarte important. Bă, n-arată rău! Oh my god, ce bine arată, bro! Bun, fii atent, acum castorii au niște dinți, știi? Ok, sunt dinți un pic cam mari. Sunt destul de sigur că au și niște nări. Ceva de genul. Bun, și acum au niște ochi. Ok, niște ochi. Niște ochi mari. Castorii au ochii mari. Perfect, și... și castorul ăsta e turbat, băieți. E turbat castorul. Ok, are ochii roșii. Bun, acum tot ce ne mai lipsește este o pălărie de cowboy. Și cred că o să-i facem o pălărie de cowboy. E ceva de genul, e pălăria de cowboy. Oh my god, cum arată pălăria de cowboy, bro? Oh, pălăria de cowboy are steluță pe ea. Toată lumea știe. Ăla e un X. Ok, acum e o steluță. Oh god, trebuie să facem cu maro pe lângă. Am rezolvat chestia asta. Mai avem o treabă aici la coadă de făcut. Câteva de astea. Actually, știi ce, dude? Manevră.
ce... Fanny Frederick, legenda comediei, revine pe scenă! A fost huiduit până s-a... Oh, ok. Bă, uneori în viață nu mai ești ce-ai fost. Și adevărul e că uneori nu te mai poți întoarce la ce-ai fost. Pentru că pur și simplu ai obosit, ai îmbătrânit. Orice ai încercat să faci nu va mai fi apreciat cum a fost altceva ce ai creat odată în viață. Dar ăsta este riscul meseriei în branșa asta. Bun. Bă, eu zic că arată foarte bine. Bă, nici nu se poate. Bă, un castor mai arătos nu am văzut în efectiv viața mea. Așa că o să punem această pictură, uite acolo, la vânzare și o să o numim castor cu pălărie de cowboy. Perfect. Eu investesc doar în tablouri valoroase. Tabloul ăla e mai valoros decât întregul tău arbore genealogic, degeneratule. Bun, hai să revenim la pictură, pentru că vreau să mai pictez ceva. Bă, am niște idei, da? Ideile mele sunt așa. Among Us, portret și Narcisa. Hai să începem cu Among Us, pentru că Among Us-ul este prea complex pentru tine. Știam că nu ai IQ-ul suficient de ridicat ca să apreciezi o astfel de pictură cu castor cu dinți mari și pălărie de cowboy, așa că marș afară. Among Us, frate, bă, cui nu-i place Among Us-ul? Mie, îmi place Among Us-ul foarte mult. Este jocul meu preferat, așa că hai să desenăm o scenă întreagă din Among Us. Cum de nu m-am gândit? Bun, deci, vom face așa, fii atent, începem prin a face o podea. Oh, a venit o doamnă prințesă care zice... Ce eleganță! Mai mult! Dă mai mult, fă! 2257 vândut direct pe OLX. La revedere! Easy bani, ce-mi place! Doamnele de viță nobilă îi adoră pur și simplu... Uai, îl adoră pur și simplu pe Passepartout, ăla sunt eu. Deci mă adoră domnițele, toată lumea știe. Stai, am deblocat un instrument, ăsta ce e? Oh. Iară facturi, mă, mamă, murim băieți, nu se poate. Bun, fiți atenți. Deci, am zis că o să facem o scenă din Among Us. Deci fiți atenți, aici este un coridor, iar aici este un perete. Ok? Perfect, perfect. Among Us. Mi-e dor de momentele când puteai să joci Among Us și aveai 30 de miliarde de mii de view-uri într-o zi. E o perioadă foarte tristă pe YouTube. Nimic nu mai merge. Bun, fiți atenți. Trebuie să facem ventul. Ventul este foarte, foarte important. Ok? Ventul o să-l facem cu maro. Uite așa, aici. Perfect. Și la interior facem cu negru, știi? Pentru că este întuneric, necunoscut acolo. Cine știe ce se poate ascunde? Vreun impostor, poate, care campează ventul ca nesimțitul? Și acum fiți atenți, fiți atenți. Trebuie să facem... Îl facem pe galben. Galben o să fie adormit pe podea. O să fie literalmente... Galben adormit... Bă, cum Dumnezeule Mare se făcea? Stai așa. Deci începi cu osul, da? Prima dată faci osul. Uite așa. După care faci cu roșu la exterior, 100%, pam, pam, și dai cu roșu pe lângă, așa, că e crăpat acolo pe jos, știi, și roșu e culoarea, da, bun, și acum e galben, deci îl facem așa, bun, și gen, am putea să-i facem, uite așa, și gen, acolo îi sunt picioarele. Oh, mamă, ce bine arată! Bă, ce bine arată! Nu se poate așa ceva, băieți! Bă, putem să facem panou electric! Ah, da! Bun, și fiți atenți! Roșu este sus, ok? Toată lumea știe că roșu este sus. Așa că o să facem impostorul roșu, fix aici. Mamă, mamă, cât de bine arată! Mamă, nu pot să cred! Bun, fiți atenți! Și el este cam atât de mare... Ok, nu e un pic cam mare, parcă are burta cam mică, parcă și-a după Among Us sau burta mai mare. Perfect, bun, așa. Trebuie să-i facem ghiozdănelul. 100%. Ok, acum parcă nu mai arată atât de... Ok, arată foarte bine! Oh my God, arată foarte bine! Băieți, apăsați butonul de like dacă vă place Among Us-ul. Este jocul meu preferat și este singurul joc
care mai există în 2021. Bun. Actually, cred că vreau să fac mai cu galben visorul ăsta lui, ca apoi să-i fac un pic mai... mai cu alb acolo. Uite ce bine arată. Bă, deci dacă... Deci nu se poate așa ceva. Deci arată foarte bine. Eventual am putea să-i mai scoatem din burta asta, că... Că parcă e parcă prea umflat. Bă, și știi ce ar trebui să-i facem? Un outline negru care să diferențieze. Dacă video ăsta nu scoate bine, o să merg în pădure să caut impostorul din Among Us, băieți. Vă rog, apăsați butonul de like, nu vreau să creez content de genul ăla. Actually, știi ce? O să încep să fac content foarte ironic. Gata, fac un nou canal în care o să mă uit la cameră timp de 3 ore. Și ăla o să fie contentul. Bun, e un pic cam strâmb impostorul ăsta din Among Us, dar nu are importanță. Bă, cutia electrică, fii atent, da? Pam, 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 pam. Ok, bun. Și aici sunt niște cabluri de diferite culori. De exemplu, galben cu galben și dăm roșu cu roșu. Și ce mai eram? Albastru, cred? Cu albastru aici... Așa, și ne mai trebuie mov, 100% mov. Uite, acelea e panou electric. Ar trebui să desenăm un fulgeraș undeva să știm că e electric aici, uite ea. Pam, pam, pam. Arată, nu chiar atât de bine pe cât mi-am imaginat că o să arate, dar... Atâta timp cât oamenii înțeleg că arta imită... Orice, pentru că, să fim serioși, cine mai are creativitate în 2021, da. Bun, și fii atent, o să scriem pe el, o să facem ceva, fii atent. S, U, S. Perfect, pentru că red is sus, dude, red is sus. Bun, am terminat de făcut pictura, am apreciat-o, hai să încercăm să o vindem, ia să vedem. The red impostor is sus. Sus, exact, perfect, bun. Ia să vedem dacă vine cineva și apreciază această minunată pictură care imită gamingul. Este întruchiparea gamingului. O abordare minimalistă, interesant. Oh, adică nu-i place. Am văzut zeci de tablouri. Acesta este probabil cel. Cel ce, mă? Nu, fără 2000 nu pleacă Among Us-ul de la mine. Fără 2000 nu pleacă Among Us-ul de la mine. Nu știu cum să zic. Jet afară, nici măcar nu voiam să o apreciez. Nu știi ce e frumos. Uite câtă dramă e acolo, frate. Cum stă roșu pur și simplu și se uită la ăla care e crăpat pe jos și e galben de ciudă că n-a reușit să-și termine task-urile. 100% e cea mai frumoasă pictură. Știi ce, frate? Omul străzii ne va da... Tone și tone de bani. Ok, ăsta dă mai puțin decât celălalt. Ieși afară. Și să nu te mai prind pe aici. Ai interdicție pentru că ești prea incompetent să apreciezi geniul meu. Știi ce? Hai să mai facem încă o pictură. Mai facem încă o pictură, numai că pentru această pictură o să am nevoie de fățăul meu undeva acolo ca să mă văd. Pentru că vreau să fac un autoportret. Da, vreau să fac un portret cu mine... La facecam, adică gen facecam-ul pe care îl vedeți voi în momentul ăsta, vreau să îl transpun în acea imagine. Vom începe cu foarte mult mov, frate. Deci mov-ul este culoarea the background a portretului meu. După care este foarte simplu. A, da, nu apreciază pictura aia, lasă-te. Uite-te acolo la pictură care e parțial acoperită de facecam-ul meu în zona asta. Și eu o să-mi văd de treabă. Deci, facecam-ul meu arată cam așa. Ce e foarte drăguț la facecam-ul meu e că am niște culori foarte drăguțe care cât dă mai mult. 1400 vândut. Red impostor sus pe 1400. Easy. Oamenii de afaceri încep să vadă potențialul lui Paspartu. Am foarte mult potențial neexploatat, cred. Albastru. Cum de nu m-am gândit la chestia asta? Nu știu. Bun. Am recreat... frame-ul facecam-ului. Acum, tot ce trebuie să facem este să recreăm tot ce este în fundal. Nu o să facem și microfonul, că ăsta, uite cum se mută pe aici, n-are importanță. Dar o să lăsăm aici. Bun. Deci vreau prima dată să
fac aici ghiveciul care are ficusul. Deci ghiveciul e ceva de genul ăsta și este alb, ok? Bun, avem ghiveciul. După care avem niște bețe care ies din ghiveci, ceva de genul ăsta. Bun. După care fiți atenți ce vom face. Ficusul, dar mă, da, se vede... Ok, se vede mai... asta o să arate bine. Se vede mai întunecat verdele pe cameră decât este el în mod obișnuit, că e foarte întuneric la mine, ok? Eu stau într-o grotă, efectiv. Bun, mamă, ăsta nu arată rău deloc. Bă, am putea să facem cu această unealtă niște ramuri pe aici, uite, așa, ceva de genul ăsta. Asta numai bine mă fac pe mine prima dată, mă, dacă e mai ușor, că după aia pun în spate, bă, în ce loc a rămas ăsta. Bun, fiți atenți, eu sunt așa, deci am așa, după care așa. Stai că sunt mai mare de atât, stai așa. Ceva de genul ăsta sunt uita mai namil aici pe facecam și cu capul meu chel acopăr foarte mult. Bun. Și vrem ceva de genul ăsta. Bun, acum am o dungă galbenă aici la tricou, după care este gâtul meu, care este șmecher și sexy, ar zice oamenii. Câțiva dintre ei, bun. Deci aici este gâtul meu, da? Gâtul meu care vine cam așa până aici, să zicem. Bun, perfect. Acum vine capul. Capul este mare și e ca un ou, așa, ceva de genul ăsta. Ok? Bun, bun, bun. Perfect, perfect. Bă, arată bine până acum. Sunt cam galben la față. Dar asta e pentru că ies foarte rar din casă și când ies plouă, da. Bun. Acum, ne trebuie barba. Toată lumea știe că barba este foarte importantă și te face să pari foarte arătos când fără barbă în mod normal nu ai fi. Ok, deci o să facem barba. Bă, da, șprează-vă mai repede, bă, că stau aici până mâine. Ok, nu-mi place cum arată barba asta. Ne trebuie buzele. Eu am niște buze foarte, foarte frumoase, ar zice unii oameni. Oamenii ăia sunt ciudați. Perfect. Uite așa. Iar acum trebuie să mai dăm cu spray de ăsta pe deasupra, că avem și un fel de mustață de asta, uite așa. Bă, hai să ne facem și căștile, că avem căști în urechi. Deci trebuie să ne facem și urechile, ceva de genul ăsta. Abar n-am dus. Alea arată urechi, probabil că nu. Bun, deci aici sunt niște căști care vin cu o ață, uite așa, și prin ață vreau să zic cablu, nu știu de ce i-am zis ață. Bun, alea sunt căștile, dar de ce mă uit gen direct la facecam așa? Eu mă uit mai într-o parte, la ecran, oh well. Bun, ochelari. Bă, și mi-am dat seama că nu trebuie să facem păr. Easy, dude, let's go, dude. Bun, deci ochelarii se fac cu negru și au o formă care este, literalmente... Bă, nu e chiar așa, sincer. Oh my god, ok, ochii o să strice totul, nu-i așa? Perfect. Oh god, unde se duce ochelarul ăla? Stai așa o secundă. E ok, băieți. Stai odată, firar să fie... No. Perfect. Viața imită arta, băieți. Uite, nu. Exact, da. Nu, am zis bine. Bun. Asta înseamnă că ne mai trebuie un nas, cum s-ar zice. Iar nasul este cu negru, așa, sunt două... Bă, fiți atenți, fraților, ce am făcut. Ieri mi-am tuns un pic părul din nas cu mașina și jur că m-am înțepat în nas la un moment dat și m-a usturat. Dar n-a curs sânge, dar eram ceva genul like, oh god, știi? Mi-am luat o mare țeacă, ce pot să spun. Bun, ce mai e important, ochii. Eu am ochi în cap ultima dată când am verificat, deci o să facem așa niște ochi. Și eu am niște ochi doia basic, așa, mai căprui, mai... Oh god, ce a ieșit? Ok, bun, știi ce? Hai să nu mai pierdem timpul. Facem, uite, așa. Și apoi vine așa. Și așa. Și așa, bun, și aici avem o lamă din Fortnite și, oh god, vrei să desenezi toate alea, bro? Nu o să-mi iasă, uite, n-au un ghiveci. Perfect, aia e pușculița, ok? În spate e blurat acolo, de asta nu se vede. Bun, și ultima chestie este o chestie înaripată de la Aorus. Deci, îi facem așa niște crăcane, îi facem așa un corp, o mână și două mâini și niște aripi. Ok, bun, și facem un cap acolo și gata. Aia e, băieți, sunt literalmente eu. Uite cât de bine arată. Bă, deci eu n-am putut să văd așa ceva. O pictură atât de frumoasă nu am văzut în viața mea, oameni buni, așa că hai să vedem
cât de bine se va vinde această minunată pictură. Să-i punem numele I Hate Pink la Facecam. Mă gândesc. Ia să vedem. Îmi apreciez pictura și vrei mulți bani. Cum adică eu investesc doar în tablouri valoroase? Vrei să zici că eu nu am valoare? Vrei să zici că eu sunt un YouTuber fără valoare sau cum? Chiar dacă e adevărat, mă simt rău când o aud. Așa că marș afară. A, domnița o să aprecieze această minunată pictură. 100%, 1000% de fapt. Cât? 5000! Sheesh! I Hate Pink vândut pe $5000, bro! N-am vândut o pictură mai frumoasă și mai scumpă în viață. Oh god, s-a oprit muzica, o să vină cineva să-mi facă review și trec la nivelul următor. Cred. Ok, ne vedem pe data viitoare. Pa!